Bună seara! Putem începe, da? Mă bucur să ne reîntâlnim. Tema de astăzi, sigur, ne duce în urmă cu mai mult de o jumătate de secol, 55 de ani, dar nu întâmplător am ales acest subiect, pentru că, în mod evident, o anumită linie, o anumită abordare, unele dintre evenimentele de atunci, inclusiv sub aspectul politicii externe românești, pot avea o legătură cu unele dintre lucrurile care se întâmplă astăzi, cu o anumită abordare în chestiunile legate de suveranitate, mai mult sau mai puțin, vom discuta toate aceste lucruri. Și fără să îmi propun să vorbesc mai mult despre discuțiile care au avut loc atunci, invitații noștri vor face acest lucru. Cred că este important să ne reamintim pozițiile generalului de Gaulle exprimate la București, inclusiv în cadrul unor discuții confidențiale cu liderii români de atunci, și să încercăm să urmărim cu o anumită filieră, o anumită linie doctrinară în ceea ce este astăzi politica externă a Franței, unele dintre nuanțele în relația franco-americană și, eventual, anumite implicații în ceea ce privește abordările românești. Mă bucur să avem invitați deosebit de importanți, foști diplomați, ambasadori la Paris și un distins cercetător, domnul George Buliga, pe care îl salut. Mă bucur foarte mult că poate fi cu noi. În ultima vreme a cercetat documente în legătură cu vizita generalului de Gaulle la București, dar documente aflate în arhivele de la Paris, arhivele diplomatice. Așa încât vă propun să începem această serie de prezentări. Mă gândesc ca pentru început domnul ambasador Sabin Pop să spună câteva cuvinte, să deschidă această dezbatere, apoi îl vom ruga pe domnul Buliga să continue prezentările și eventual să ne explice ce anume a găsit în arhivele de la Paris. Și în final, domnul George Apostoiu va trage unele concluzii și va prezenta unele aspecte în legătură cu implicațiile pentru politica externă românească de atunci, eventual și de acum, în legătură cu temele discutate în acea perioadă și cu unele dintre aspectele recurente pe care le putem descoperi în informațiile cotidiene la București. Așa încât, pentru început, îl rog pe domnul ambasador Sabin Pop să vă prezinte intervenția sa. Bună ziua! Eu sunt unul dintre beneficiarii acestei vizite pe care a efectuat-o generalul de Gaulle în România în mai 1968. Domnia sa, când a plecat, a lăsat un anumit număr de burse, enorm de multe burse, în multe domenii. Eu am beneficiat de o bursă la așa numita Ecole Nationale d'Administration, care e cunoscută, cred, și în România, pentru că mulți tineri
nu numai din Ministerul Afacerilor Externe, au urmat cursurile acestei înalte școli, acestei forme de învățământ post-universitar. Mi-amintesc că în mai 1968 eram în ultimul an din cei doi la cursul post-universitar de relații internaționale de pe lângă Facultatea de Drept din București și mă aflam undeva în zona Arcului de Triumf. Tocmai atunci a venit cortegiul de mașini oficiale, a trecut pe acolo și cineva de lângă dreapta mea a strigat: "Vive la France et son général!" Era într-o mașină deschisă în picioare. S-a întors către persoana respectivă și l-a salutat cu mâna la chibiu. A fost un gest extraordinar, întrucât toată asistența respectivă a fost super încântată de acest gest din partea generalului. Generalul de Gaulle a fost impresionat de această modul în care a fost primit la București și a menționat acest lucru în mai multe rânduri. Ceea ce știu eu, că în perioada când eram cursant, sau dacă vreți student la ENA, a avut loc și când a murit generalul de Gaulle, aflam la Paris, a fost o delegație din partea noastră, Manole Bondaraș, dacă mi-aduc eu bine aminte, ambasadorul Valentin Lipati și un director din Ministerul de Externe, Sergiu Celac, care s-au deplasat la Colombele de Ziglis, în departamentul Haute-Marne, pentru a asista la funeralii. Domnul ambasador Lipati a avut o discuție cu doamna Claude de Gaulle. În ultimele zile înainte de a muri, cum se întâmplă deseori, îți vin în memorie o serie de momente din viață mai importante, și a spus soției sale: "Mi-a plăcut vizita în România." Deci a rămas cu această impresie. De ce a ales generalul de Gaulle să vină în România? Anterior, el fusese în URSS în urmă cu 2 ani, în 66, să-i liniștească pe tovarășii sovietici că nu se va întâmpla nimic nefiresc și că nu se pune problema să intervină în afacerile interne ale lagărului socialist, să zic așa. Iar cu un an înainte a fost în Polonia, deci în cele 3 țări din lagărul socialist. A fost ultima vizită a generalului în calitatea lui oficială de șef al statului. Și această vizită, părerea mea este că trebuie evaluată în context mai general, împreună și cu celelalte vizite care au avut loc, cu vizita lui Nicolae Ceaușescu în 1970, în iunie, în Franța, când a fost beneficiat de onorurile care sunt conferite de vizită de stat. Acum s-a schimbat protocolul și Ceaușescu a fost singurul șef de stat român care a beneficiat de aceste primire de către un membru al guvernului la pavion d'honneur la aeroportul Orly, transferul cu helicopterul la Place de la Esplanade, iar de acolo un cortegiu peste podul Alexandru al III, Alexandru III, intra la Palatul Elisee prin grădini. Deci un protocol extraordinar, în timp ce steagurile românești erau pe Champs-Élysées. A fost un film artistic odată, mi-aduc aminte, în care erau steagurile românești, aproape din întâmplare toată treaba aceasta. De ce a făcut această vizită? Părerea multora era că ca un fel de, cum să vă spun, reacție la ce făcea Germania Federală, Republica Federală Germania. Dacă vă amintiți, la începutul anilor 70, Willy Brandt a lansat conceptul de Ostpolitik. Deci îmbunătățirea relațiilor cu Europa, cu țările din Europa de Est, în primul rând cu Republica Democrată Germană. Și generalul de Gaulle, care era foarte atent la pașii pe care îi făcea Germania în momentul respectiv, a ales să facă aceste 3 vizite în Europa. Pentru Ceaușescu era importantă această vizită, pentru că era prima pe care o făcea în străinătate după ce a ajuns la conducerea României. Deci în 1965 a fost numit președinte la moartea lui Deș și
vizita, deci a avut loc la, în mai 68. Din păcate, contextul european era destul de complicat la vremea respectivă, iar în Franța lucrurile erau cât se poate de complicate datorită mișcărilor studențești din Cartierul Latin, în special din partea studenților. Domnul general Savoiu, care este aici, își amintește de această chestiune foarte, foarte mult. Mai e un moment care aș vrea să vi-l menționez. Întâmplarea a făcut că în perioada când am activat ca consul general al României la Strasburg, departamentul otman să facă parte din circumscripția mea consulară. Era un departament mai departe de Strasburg, erau vreo 300 de kilometri și predecesorii mei n-au prea fost în acea zonă. Eu m-am dus, având în minte că acolo este Colombele de Zeglid și trebuie să merg. Mă rog, secretara s-a ocupat de toate treburile legate de întâlniri, etc. M-am deplasat și în discuția pe care am avut acolo le-am spus la sfârșit: domnule, iar acum am să merg la Colombele de Zeglid. A fost o consternare generală. Mi-a spus: domnule, de când erau ei acolo, nu ceruse absolut nimeni să facă această vizită. Eu am făcut această deplasare, am vizitat memorialul care s-a ridicat la Boastric, acasă în care a locuit, și cimitirul, și am depus o gerbă de flori. Spre plecare a venit fugind un ziarist de la ziarul local, Chaumont, se numește orașul respectiv, care este capitala departamentului ăsta, care cred că orașul ăsta cred că nu știe nimeni. Este un oraș mititel, nu mai mare decât Câmpina, ceva în 30.000 de locuitori. Am rămas foarte impresionat de această chestiune și am dat un interviu acestui ziar, întrebându-mă ce caut acolo, și a rămas oarecum surprins de această vizită. Vreau să vă spun că faptul că în CV-ul pe care trebuia să-l distribui la toate vizitele pe care le făcea, inclusiv atunci te întâlneai cu studenți în diverse centre universitare, era întrebat: unde ai învățat franțuzește? De ce ai fost la ENA? Cine te-a recomandat? Și ce ai făcut acolo? Am încercat să spun că eram puțin cel pe undeva și puțin golist. Și acest fapt mi-a deschis foarte, foarte multe uși. Este un lucru cât se poate de evident că Franța a fost alături de România în momentele cheie. Generalul de Gaulle a cunoscut încă din primul război mondial toată această frăție franco-română, toată cooperarea militară, prezența generalului Berthelot în România, care a format armata română și care a ajutat ca să... Burtălău, da, îi se spunea Burtălău, că era un tip foarte... Da. Și avea cuvinte deosebite de apreciere față de armata română și în timpul vizitei în România, generalul de Gaulle a insistat să se întâlnească cu unul din camarazii de la școala militară Saint-Cyr. Saint-Cyr este o localitate, un orășel, să zic așa, în Bretania, și pe care l-am vizitat și eu cu prințul Duda, care, îmbrăcat în haine de colonel, a vrut să se întâlnească cu militarii români, că erau vreo 4 sau 5 militari români care făceau un stagiu militar acolo. Cred că nu mai sunt în acest moment, este orientat acum tot spre Statele Unite, din câte am înțeles. Au avut loc, deci, Ceaușescu a fost deosebit de impresionat de această primă vizită a lui și de discuțiile pe care le-a avut. Normal că nu a putut să împărtășească toate abordările care, în plan politic, care au fost prezentate de generalul de Gaulle, și a insistat mult pe problemele de ordin, problemele economice, arătând faptul că România este implicată într-un proces foarte
activ de dezvoltare, de industrializare a țării și a cerut să coopereze cu Franța. Dacă peste ani, deci ne aducem ceva ce rămâne, ce a rămas, este cooperarea în cele trei domenii. Automobil, planul calcul, deci informatică și industria și helicoptere. Nu Ceaușescu a avut ideea unei construirii unei uzine de helicoptere, ci Chaban Delmas, un fost prim-ministru al Franței cu care s-a întâlnit în vizita pe care a făcut-o Ceaușescu la Paris în 1970. Au interesat foarte mult, bineînțeles că au apărut o serie de dificultăți legate de cooperarea cu Franța, întrucât că industria românească nu era competitivă și nu putea să respecte toate prevederile, angajamentelor pe care le asumase și era o chestiune foarte grea pentru partea română, erau taxele și taxele vamale care trebuiau plătite și pentru care, chiar pentru produsele care erau făcute în cooperare cu Franța. Ei au ascultat cu foarte multă atenție de gol abordările sau pozițiile românești legate de situația din Vietnam, situația din Evul Mediu și de asemenea de gol a prezentat cooperarea pe care o are cu Africa, mă rog, cu relațiile cu Statele Unite, cu Rusia. A spus în mai multe rânduri, Rusia este o superputere, adică ca să înțelegem și noi că trebuie să fim mai concesivi față de Uniunea Sovietică la vremea respectivă. În orice caz, este o vizită importantă cu care i-a dat gustul lui Ceaușescu de a face alte vizite în perioada următoare. În 1972, după cum știți, a fost în Belgia, Luxemburg și după aceea s-au înlănțuit toate aceste vizite. Bun, se poate intra în detalii privind temele pe care s-au discutat, care nu știu dacă trebuie neapărat să intrăm în detaliu în acest moment. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Sigur că discuțiile în plan economic la momentul acela erau destul de dificile și pentru că la nivelul comunității economice europene funcționa o politică comercială comună, unitară, și de aceea dorința de a dezvolta relații bilaterale era cumva blocată de anumite cerințe, să spunem, generale, de anumite reguli generale. Și de aceea, și în perioada aceea, practic, dorința de a dezvolta doar o anumită relație bilaterală cu una dintre țările membre ale comunității europene era destul de dificil de realizat. Pentru că era nevoie și de o viză comună, să spunem, la nivelul comunității. Îl rog acum pe domnul George Buriga de la Paris să ne vorbească despre ce anume a descoperit în arhive în legătură cu această vizită. Felul în care a fost privită la Paris vizita la București, în contextul dat, ținând seama de mișcările studențești care aveau loc la Paris și felul în care, până la urmă, substanța discuțiilor de la București a putut să-și pună amprenta pe relațiile bilaterale viitoare, în condițiile în care generalul de Gaulle a plecat de la putere, în definitiv, la scurt timp după această vizită. Da, domnule Buriga, vă ascultăm.
poate nu vă auzim. Vreți să vedeți dacă butonul pentru microfon este deblocat sau nu? O să încercăm să citim pe buze, dar cred că va fi greu. Am o rugăminte, închideți calculatorul complet și dați drumul după aceea. Poate că este vorba de... Da? Noi o să-i ținem de vorbă pe ascultători și după aceea reveniți. Deci închideți-l complet și redeschideți-l. Sunteți pe Zoom sau pe Skype? Da? Eventual putem să... Puteți să vorbiți pe telefon? Nu? Facem următorul lucru. Îl rugăm pe domnul Apostoiu să preia microfonul. Între timp mai faceți niște exerciții și experimente, cercetări. Vă rog. Sper că se aude. Doamnelor și domnilor, sunt foarte bucuros că pot să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră și cred că importanța acestei reuniuni constă mai ales nu în ceea ce s-a întâmplat în 1968, ci ceea ce am putea să învățăm din lecția din 1968 pentru zilele de astăzi. Nu intru în detalii, pentru că vreau să mă opresc mai mult la conținutul vizitei și discuțiilor pe care le-a avut generalul de Gaulle în România. Aș fi preferat să pot tehnic să citesc, pentru că intervenția mea pornește de la documente, și anume de la stenogramele care sunt aflate în arhivele românești din timpul convorbirilor între Ceaușescu și de Gaulle. Dar pe cât mă va ajuta memoria, am să încerc să mă opresc la ideile din această stenogramă, cu scuzele de rigoare că nu o să pot să reproduc în întregime și foarte fidel acele discuții. Ar fi fost foarte bine dacă domnul Buliga ne-ar fi vorbit de stenogramele și documentele care se află la Paris, pentru că este o credință a mea între ceea ce spunem noi și ceea ce spun francezii, între ceea ce rețin francezii și ceea ce reținem noi, lucrurile pot fi nuanțate și uneori nuanțate foarte serios. Din acest moment, dați-mi voie să intru în substanța comunicării mele. Intenția vizitei la București a generalului de Gaulle nu ne-a aparținut, să nu ne facem iluzii. Este ideea lui de Gaulle, probabil, dacă nu cumva, a celor care l-au înconjurat pe de Gaulle și care i-au inspirat o temă de dezbatere nu ideologică, asta aș vrea să subliniez, ci o dezbatere de pragmatism politic. Voi reveni cândva, dacă va fi posibil ca timp, la ceea ce se numește golismul. De pragmatism politic în privința atitudinii și avantajele politice Franței atunci când intenționează să folosească spațiul est-european în echilibru pe care Franța a încercat să îl așeze în Europa și mai ales în relațiile cu Uniunea Sovietică, cum se numea atunci. De Gaulle n-a zis niciodată Uniunea Sovietică, le-a zis Rusia Sovietică și asta spune foarte mult. Vizita lui de Gaulle în România este precedată de o pregătire foarte intensă și abilă a Bucureștiului, care a încurajat această
idee de realizarea vizitului lui De Gaulle în România. E adevărat, De Gaulle a fost primul președinte francez care a vizitat România și cred că de restul ne putem priva, cum zic francezii. Ce a fost înainte de această vizită? Înainte de această vizită, putem să oprim? Aha. Ce s-a întâmplat? Nu este foarte plăcut să auzim aceste zgomote, dar în sfârșit. Ce s-a întâmplat? Înainte de vizita lui De Gaulle, există câteva momente importante de inspirație foarte solid națională, ca să nu zic naționalistă, dar națională pot să o spun, a diplomației românești. Unu, eu fac parte, ca și mulți dintre colegii noștri, din generația care nu a mai fost, din generația de diplomați, care nu a mai fost făcută la Moscova. Acesta era un semn de încredere a Occidentului, pentru că, la urma urmii, deschiderea politicii României, chiar dacă eram foarte, foarte tineri la vremea respectivă, s-a făcut cu noi și nu cu garda veche, diplomații făcuți la Moscova. Dar atunci când pregătirile pentru această vizită a României, a lui De Gaulle în România, intrase în faza finală și când ambasadorul nostru la Paris a avut discuții cu administrația prezidențială în legătură cu pregătirile finale, De Gaulle a pus o întrebare. Cu cine discut eu acolo? Pentru că mi-a spus că acolo este un tânăr cu vederi mai noi, îl pot aprecia, dar el este comunist și șeful partidului, eu sunt șeful statului. Întrebarea este extraordinar de binevenită în contextul acestei vizite. Domnul Flitan, ambasadorul, trimite o telegramă, eu am văzut-o, n-am mai putut avea acces la această telegramă, condițiile de studiu în documentelor din arhivele Ministerului de Externe sunt extrem de dificile, n-am mai putut-o vedea, dar memoria mă ajută să vă reproduc această telegramă. Flitan spune, cu cine discută, cu cine vrea să discute pe președintele De Gaulle la București? Cu șeful partidului sau cu șeful statului? La 7 decembrie 1967, Ceaușescu devine președintele Consiliului de Stat. Dacă vreți să trageți direct o consecință, o puteți trage pe cont propriu, dar lucrurile așa stau. Și mai fac precizarea că orice trimitere la o sensibilitate a generalului De Gaulle față de comuniști trebuie să fie exclusă. Generalul De Gaulle a fost un anticomunist. Un anticomunist a murit. În consecință, el a venit aici ca șef de stat să discute problemele politice. Când, în pregătirea acestei vizite, premierul Maurer se duce la Paris, este primit de generalul De Gaulle, îi spune, de ce vii astăzi la mine? Era în 67. De ce n-ai venit acum 5 ani sau acum 3 ani? Faceți singur socoteala, eu am făcut-o mai devreme. Acum 5 ani fusese criza rachetelor în Cuba, acum 3 ani fusese declarația de independență a conducerii de stat și de partid de la vremea respectivă,
care dădea semnale evidente că ne putem detașa, că vrem să ne detașăm și că avem nevoie de sprijin exterior pentru a ne putea detașa de Moscova. Mă opresc aici cu această interpretare pentru că sunt lucruri mai importante de discutat în continuare. Relațiile economice cu Franța, după această vizită, au fost sintetizate de domnul președinte Năstase și de domnul ambasador Pop. Sunt domenii în care Franța a acceptat cooperare cu România atâta cât îi putea permite legislația și normele comunității europene. Mama vitregă a Uniunii Europene de astăzi. Nu putea să facă mai mult. Atât s-a putut. Ceaușescu a vrut o cooperare în domenii foarte sensibile, militare. L-a refuzat. În domeniul energiei atomice, care avea cumva trimitere către acest domeniu militar, a fost refuzat. Până la urmă, știți că n-am cooperat sau nu am colaborat cu Franța pentru Cernavodă, ci cu canadienii, probabil ca reacție la această inadvertență de opțiuni. Unii vreau ceva, alții vreau altceva. Asta este din punct de vedere militar. Din punct de vedere cultural, științific și tehnic, este într-adevăr beneficiul cel mai mare pe care îl poate, l-a putut avea România în urma acestei vizite. Aș vrea să vă spun în două vorbe, ca absolvent al filologiei, că la vremea vizitei lui de Gaulle în România, România era împărțită în două. O Românie intelectuală în afară, mai ales în Franța, și noi, o Românie care trăiam, existam și produceam și ceea ce ni se putea permite să producem aici. E bine, după această vizită, agresivitatea emigrației intelectuale române a fost estompată, nu eliminată, a fost estompată pentru un deceniu, nu mai mult, pentru că de la 1968 și până la deceniul 9, lucrurile sunt calme, dar după în timpul deceniului 9 lucrurile au devenit extrem de agresive din punctul de vedere al atitudinii emigrației românești din străinătate. Și acum dați-mi voie să intru în alte probleme decât cele care privesc relațiile directe dintre România și Franța, așa cum ele au rezultat din vizita lui de Gaulle. Aș vrea să vă vorbesc despre conceptul lui de Gaulle privind Europa. Nu, sunt dintre cei care susțin și am și argumente, din păcate nu pot să vi le citesc, stenogramele, am argumente să susțin că de Gaulle nu a fost un pro-rus, pro-sovietic. Din contră, el a menționat în toate discuțiile cu Ceaușescu la București și în toate împrejurările, el a socotit că atitudinea Franței față de America și față de Rusia sovietică, cum o numeam, trebuie să fie aceeași. Și anume, să nu permită hegemonismul nici uneia, nici alteia. Din acest punct de vedere, de Gaulle a avut două idei majore. Unul, să se folosească de țările din Est, de țările socialiste, și acolo unde era posibil să scoată din solidaritatea ideologică pe cine era capabil să accepte această ieșire, și el s-a gândit la România, Polonia și Slovacia, și să se folosească sau să folosească aceste țări drept un baraj pentru
De Gaulle spune, nu o spun eu, pentru îngrădirea puterii ideologice și militare a Rusiei sovietice. Franța și Europa nu vor fi liniștite atâta timp cât agresivitatea imperialistă moștenită de la țari a Rusiei sovietice se manifestă în Europa. Asta este scris, sau cel puțin declarația lui de Gaulle în discuțiile cu Ceaușescu. A doua chestiune pe care a încercat-o ca să nu să anihileze, pentru că nu era posibil, dar oricum să tempereze hegemonismul și al Americii și al Rusiei, a fost în 1962 când a avut ideea unui așa numit plan Foucault, se numește, și care ar fi presupus o cooperare militară cu Anglia și America, Franța, Anglia și America, care să asigure o anumită autonomie din punct de vedere al securității europene. Englezii l-au trădat, n-au acceptat așa ceva, atitudinea englezilor este absolut normală, ei n-au putut să părăsească niciodată sentimentul că... Da, vă mulțumesc. Sentimentul că securitatea lor poate să fie asigurată de Franța. De Gaulle îi spune lui Ceaușescu, apropo de Anglia, de America și de Germania, Franța nu poate să fie sigură pe promisiunile Angliei, Americii și ale Germaniei. Pentru că acestea au fost țările care au pornit război împotriva noastră. Noi trebuie să ne asigurăm independența militară, pentru asta a făcut acele eforturi uluitoare de a avea arma nucleară, independența economică la un moment dat a blocat, ca să spun așa, autoritatea unică a dolarului, făcând o rezervă de 6 miliarde de dolari și în felul acesta asigurând Franței posibilitatea de a fi independentă în orice împrejurare. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun ține de ideea de unitate europeană. El când spune de la Atlantic la Ural, el se gândește la Europa unită și nu știu dacă astăzi n-ar trebui să ne mai gândim și noi la o astfel de Europa, pentru că, la urma urmii, ceea ce el a declarat lui Ceaușescu, în Europa avem nevoie de cooperare și nu de confruntare. Acum, că acest proiect al lui părea să fie de o anumită naivitate politică, unii l-au socotit telchel, ca atare. El însă, acest proiect nu trebuie ignorat, pentru că a contribuit enorm la echilibru pe plan european în momentul respectiv. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă nu exista un De Gaulle și nu ținea un pic balanța în mână între politica hegemonistă a Rusiei, care se folosea de spațiul est european comunist, și politica hegemonică a Statelor Unite, care avea toate puterile aici, inclusiv cele militare. Ideea lui De Gaulle ca Europa să aibă o independență de securitate, nici astăzi nu poate să fie asigurată. Nu putem să fim asigurați pe această cale și trebuie să luăm lucrurile ca atare. Chestiunea este așa. Este politica lui De Gaulle o politică a marilor proiecte politice pentru Europa, pentru securitatea europeană, pentru cooperare în Europa, pentru colaborare în Europa? Răspunsul meu, care, mă rog, am fost invitat astăzi ca să vorbesc despre De Gaulle, răspunsul meu este da. Există și alte răspunsuri, există alternativă la acest răspuns,
îl las să îl alege singur. Acum, în privința a două sau trei chestiuni punctuale din discuțiile dintre De Gaulle și Ceaușescu, aș vrea să fac câteva precizări. De Gaulle s-a opus reunificării Germaniei. Deci el s-a opus. I-a spus lui Ceaușescu, nu, Germania a început atâtea războaie împotriva noastră, încât în momentul de față nu este cazul să vă gândiți la reunificarea Germaniei. Singurul lucru la care trebuie să vă gândiți este să înlăturați Germania de puterea militară. Astăzi nu este înlăturată Germania. Gândiți-vă singuri dacă este bine ce a spus De Gaulle sau dacă este bine ce se întâmplă astăzi. A doua chestiune, în privința ideii europene de unitate, el a cerut neapărat, și lui Ceaușescu i-a convenit perfect, mă rog, suntem cu toții de acord în această privință, dizolvarea blocurilor militare. Nu poți să ai o Europa dacă ai blocuri militare. Nu sunt incompatibile. Ceaușescu a fost de acord cu această idee, dar așa, din câte am înțeles eu, De Gaulle l-a pus în dificultate. Vezi, îi spune lui Ceaușescu, scuzați-mi colocvialitatea expunerii, pentru că altfel aș fi citit stenogramele și mi-era mult mai simplu. Vezi, zice, soarta României a fost asta, să fiți alături de Rusia sovietică, adică să fiți o țară comunistă. Ceaușescu face un comentariu care era absolut în afara oricărei logici. A, nu, asta este voința poporului român, noi am acceptat, noi am luptat, noi am făcut, noi am dres și noi suntem cei care am vrut comunismul în România. Și spune pardon, De Gaulle, în Franța niciodată nu s-ar fi putut instaura comunismul. La voi s-a instaurat pentru că nu puteați altfel. Adică destinul vostru politic, cel puțin în această perioadă, este absolut legat de Moscova. De aici și impresia că De Gaulle a avut o anumită sensibilitate față de Moscova. Nu, nu s-a folosit niciodată de Moscova decât ca să poată să avanseze în proiectele lui în privința unității Europei pe bază de colaborare și nu de confruntare. Atât și nimic mai mult. De altfel, există și două episoade foarte urâte în discuțiile pe care De Gaulle le-a avut la Moscova în decembrie 44, deci nu se terminase războiul. Să mă opriți. Că nu, e foarte interesant. Nu, să mă opriți când trebuie. Acum vorbiți pe timpul lui Buliga. Ah, bun. Mă opresc acum. Nu e nicio problemă, nu? Continuați, e foarte interesant. În decembrie 44, De Gaulle se duce și are o convorbire cu Stalin. Și Stalin îl ascultă și spune, dar spune, cine se opune ca Franța să fie o țară mare? Răspunsul lui De Gaulle este surprinzător, pentru că este actual. Zice, în primul rând, Anglia. În al doilea rând, America. În al treilea rând, dacă nu sunteți de partea noastră, voi. În sfârșit, pentru că sunt pe timpul lui Buliga, o să încerc să mă opresc aici și să vă spun că vizita lui De Gaulle este singura care merită să fie numită istorică. Restul, celelalte, sunt foarte importante. România a avut o deschidere uluitoare în deceniul acela de anilor 70 spre Occident. Era necesar, era și este încă necesar. Chestiunea este că nu am reușit să valorificăm pe deplin astăzi acea
acel avantaj pe care diplomația românească l-a creat în acei ani. Vă mulțumesc, scuzați-mă. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. A fost extrem de interesant și sunt sigur că e domnul Buliga sau nu? Da. Nu e nicio problemă. Suntem obișnuiți. Adică nu cred că mi s-a întâmplat vreodată în această sală ca în timpul unei dezbateri să nu sune totuși un telefon mobil. Adică asta arată firea noastră, caracterul nostru al românilor. Adică discutăm despre De Gaulle fără îndoială, dar până la urmă discutăm și despre noi. Da. Bineînțeles, întotdeauna caracterul special al nostru și creativ. Mai încercăm o dată cu domnul Buliga? Ia să vedem dacă... Îmi pare foarte rău că vă chinuim. Bună seara, mă auziți acum? A, ce bine! În sfârșit, da. Foarte bine. Mi-a rămas destul de puțin timp, așa că... Dar dați-mi voie să vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, să vă salut și pe dumneavoastră și pe invitație dumneavoastră, pe domnul Sabin Pop în mod special, pe care l-am cunoscut încă de când eram student la Paris și dumnealui ambasador, bineînțeles, apoi la Strasbourg. Am văzut că este și domnul ministru Meleșcanu, doresc să-l salut. Când eram la ambasadă la Paris în 2018, am organizat un eveniment dedicat celor 50 de ani de la vizita lui De Gaulle împreună cu Fundația Charles de Gaulle și vă invit să-l urmăriți și pe acela în completarea acestuia. Insistă mai mult pe aspectele legate de legătura lui De Gaulle cu România înainte de 1940. Acum e foarte greu să vorbesc după cei doi ambasadori, pentru că dumneavoastră au și trăit acele vremuri, spre deosebire de mine, și contează foarte mult să fi fost în atmosfera timpului, pentru că documentele sunt destul de seci, nu reușesc întotdeauna să recreeze momentul. Foarte multe lucruri s-au spus și sunt de acord cu ele, mai ales în privința caracterului istoric al vizitei generalului De Gaulle. Aș spune că arhivele franceze sunt generoase, dar în același timp în anumite documente importante, pe alocuri chiar esențiale, lipsesc. Îmi dau acest sentiment pentru că participând la pregătirea unor vizite, chiar eu îmi dau seama că unele lucruri care ar fi trebuit neapărat să fie în dosarele respective, în bibliografturile respective, lipsesc. De exemplu, unul dintre întâlnirile la care a făcut referire domnul ambasador anterior, legată de întrebarea lui De Gaulle, bine, la București, eu cu cine mă întâlnesc? Eu sunt șeful statului, eu nu am găsit această discuție, în schimb am găsit cealaltă discuție cu Maurer legată de ați fi venit la mine în urmă cu 3 ani sau în urmă cu 5 ani și în plus față de elementele pe care le-a adus domnul ambasador, francezii au completat cu faptul cu o conexiune între România și între atitudinea României și cea a Chinei. Deci disidența chineză a deschis practic ușa pentru ca România să pună și ea piciorul și să forțeze o distanțare de Moscova. Acum aș vrea să vorbesc puțin despre trei puncte. Politica l-a răsărit a lui De Gaulle și cele trei vizite în derularea lor. Un pic despre pregătirea vizitei și un pic despre consecințele imediate, pentru că despre discuții s-a vorbit anterior. În sensul că legat de politica la răsărită a lui De Gaulle, există și s-a perpetuat în mod greșit, cred, această idee că vizita a fost amânată din cauza războiului de 6 zile și că ar fi trebuit să aibă loc în iunie 67. Și acest lucru nu este întru totul corect, pentru că atunci trebuia să aibă loc vizita în Polonia, iar vizita în România întotdeauna a fost pregătită și gândită pentru septembrie.
Deci, succesiunea a fost întotdeauna clară. URSS, Polonia, România, în momentul în care izbucnește războiul, Dogon nu le spune în niciun caz polonezilor, bine, voi vă mut în anul 68, pentru că în septembrie trebuie să merg în România. Și aceasta din două motive, unul politic și unul personal. În primul rând politic, De Gaulle a încercat, exact ce s-a spus, această depășire a logicii celor două blocuri, dar să o facă în mod subtil, nu prin provocare, cum a spus domnul Savin Pop, deci exact fără a provoca Uniunea Sovietică, și o vizită la un RSS urmată de una la București ar fi creat imaginea, impresia că sunt cei doi poli, adică, sigur, superputerea și dizidenții, cei mai importanți din cadrul blocului, și ne-ar fi pus și pe noi într-o situație delicată, iar De Gaulle nu a avut acest lucru. Motivul personal, care este la fel de puternic, este afinitatea extraordinară dintre De Gaulle și Polonia, care, când capitanul De Gaulle în 1919-1920 petrece un an și jumătate în misiunea militară franceză din Polonia și, aparent, pe lângă eforturile de a reclădi armata poloneză, se îndrăgostește de niște plăcinte poloneze extraordinare care erau la parterul imobilului său, nu este deloc surprinzător, cunoscându-l pe De Gaulle, faptul că pe fiii acelor proprietari e invitat la recepția pe care a dat-o la ambasada Franței cu ocazia vizitei sale la Varșovia. Așadar, România este a treia, sigur, rămâne discuția de ce România, pentru că mai sunt și alte țări care manifestau poziții disidente. Și aceste lucruri le-au abordat antevorbitorii mei. Aș spune aici și că această este privită cu oarecum cu ușurință această distanțare de Uniunea Sovietică a noastră. Acest lucru nu a fost deloc ușor, iar francezii realizează acest lucru, pentru că nemai având trupe în România, URSS încearcă să ne faulteze cam pe unde se poate, în toate întâlnirile, convoacă tot felul de reuniuni numai pentru a ne izola, pentru a ne pune la colț. Și francezii constată asta și la un moment dat remarcă că diplomația română se manifestă cu o mare suplețe, în sensul că cedează pe anumite dosare doar pentru a-și intensifica și de a deveni mai inflexibile pe alte subiecte. Acum, legat de pregătirea vizitei, câteva cuvinte despre ce am găsit și ce conțin arhivele. Pregătirea este foarte minuțioasă în partea franceză, mai ales pe tot ce este protocol și, bineînțeles, generalul era foarte exigent cu privire la aceasta. Un pic mai informațiilor nu sunt foarte și evaluările nu sunt foarte solide legate de, dar era de înțeles pentru că nu era foarte multă transparență atunci, legat de personalitățile, au fișe detaliate despre fiecare personalitate, mai mult sau mai puțin, mă rog, dar nu foarte, unele evaluări, mă rog, s-au dovedit a nu fi foarte valide. Și aș vrea să abordez aici subiectul programului, pentru că s-a vorbit și s-a amintit că alegerea traseului și vizitei la Craiova în special și apoi a traseului prin Oltenia și apoi sub Carpați venind de prin Ploiești a fost alegerea generalului De Gaulle pentru a se întâlni cu unul dintre foștii săi colegi de la Academia Militară de la Saint-Cyr. Nu pot să confirm acest lucru, documentele nu indică. Într-adevăr, a existat o variantă de program, inclusiv prin Transilvania, dar deci cu Sibiu, Făgăraș, Brașov și venite Valea Prahovei, dar pretextul oferit de francezi a fost că e o călătorie foarte lungă pentru general și, într-adevăr, dacă stăm să ne uităm la succesiunea vizitelor, vizita de la Moscova a durat cel mai mult, apoi Polonia 6 zile, România trebuia să fie 5 zile, dar este scurtată de telefonul pe care De Gaulle îl primește de la premierul Pompidou. Deci este acest aspect legat de
traseu. Este neîndoielnic că s-a întâlnit cu fostul său coleg la Craiova și i-a dat onorul, dar ce s-a scris în istoria sau nu mai știu evenimentul zilei, nu mai știu exact unde, că generalul noaptea ar fi fost acasă la fostul său coleg și ar fi discutat cu el, iar acestuia i s-ar fi dat apartamentul, mobila. Lucrurile astea par un pic de domeniul insolitului, pentru că știți că vizita este foarte încadrată, niciun moment nu a, în program nu a fost inclus un timp liber pentru general, și de aceea sunt toate planurile, așa am fost și la Vila Lac cu ocazia asta, am vizitat Vila Lac prin planurile franceze, deci acest lucru la fel nu poate fi confirmat că ar fi fost în vizită la fostul său coleg. Mai sunt momente care au generat anumite discuții între partea română și partea franceză. De exemplu, depunerea coroanelor de flori la mausoleu din Parcul Libertății, Parcul Carol. De Gaulle a încercat să se eschiveze de această sarcină și a căutat dacă se poate să aprindă la mormântul ăsta și necunoscut. Partea română a insistat, într-un final era oarecum un pasaj obligé, să zic așa, trebuia neapărat bifat. În final, De Gaulle s-a pliat pe acest lucru. Apoi, cu privire la decorații, De Gaulle aprecia foarte mult pe Maurer, care de fapt este artizanul acestei deschideri, venind 64 și apoi de mai multe ori la Paris. O mare încredere a fost, s-a stabilit între ei. Maurer merge în China și ulterior îl informează pe De Gaulle despre aceste vizite și dorește să-l decoreze tot cu ordinul, cu Legiunea de Onoare în grad de Mare Cruce, fapt care creează un pic o discuție cu ambasada Franței la București, care se opune și spune că aici șeful este Ceaușescu și am creat o bipolaritate în conducerea din România și nu putem să facem asta. Într-adevăr, De Gaulle până la urmă nu recurge la același nivel al decorației pentru Maurer. Și un alt aspect în care diplomația, să zic, română a beneficiat de sprijinul francez aici a fost legat de presă, pentru că a fost pentru prima dată când 200 de jurnaliști au venit la București și partea română a fost un pic speriată, astfel încât s-a recurs la detașarea consilierului de presă de la Palatul Elisee la București. Ulterior, mă rog, știu că au venit delegații de presă și mai numeroase. Pe premier pe atunci, Erdogan, am auzit că a venit cu un avion întreg, dar asta domnul președinte ne poate spune. În discuțiile care au fost abordate, deci au fost abordate, aș spune că în ansamblu ele sunt marcate de realism și chiar pe alocuri în relația bilaterală de oportunism, ceea ce este oarecum normal în relațiile internaționale. Și realism, în primul rând, unde suntem în plan extern, într-adevăr, De Gaulle, chiar dacă la final spune că nu am aflat foarte multe lucruri despre cum gândim unul despre altul, dar totuși am reiterat niște poziții și astfel sunt foarte mulțumit de discuțiile noastre. Deci acum lucrurile sunt clare. De Gaulle, deși spune că americanii sunt prietenii noștri, dar nu spune niciun moment aliații noștri, sunt prietenii noștri, dar toată argumentația după aceea contrazice această afirmație, practic. Au intrat foarte târziu, atât în primul cât și în al doilea război mondial, au devenit imperialiști după al doilea război mondial, critică abordarea mesianică a Statelor Unite. De cealaltă parte, și Ceaușescu spune ce s-a întâmplat în Cair, pentru noi este o linie roșie și nu se poate. Deci trebuie să convenim, să colaborăm pentru a depăși această logică a celor două blocuri, pentru că altfel nu putem să avem politică externă.
Și în planul bilateral, exact cum a zis domnul președinte, practic știa fiecare ce vrea. De Gaulle știa că vrea să ne vândă tot felul de echipamente pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm, pentru că Ceaușescu îi ceruse acest lucru, spunând că înainte de război eram printre cei mai înapoiați. De Gaulle nu este, bineînțeles, nu cade în această capcană, știe foarte bine care era situația României, știa resursele extraordinare de petrol care existau și nu achiesează la ideea că lumea a început cu 23 august, exact cum a menționat și domnul ambasador. Deci, asta este practic cu privire la Franța, iar noi vroiam să cumpărăm, dar bineînțeles să plătim cât mai puțin posibil, cerem tot felul de credite preferențiale, arătăm că în Germania este mai ieftin, încercăm, negociem, deci practic cerem și negociem de la egal la egal. Cam asta ar fi despre discuții. Urmările imediate, pentru că cele pe termen lung, cred că domnul ambasador Pop le cunoaște cel mai bine, pentru că dumnealui a urmărit timp de mai multe decenii relațiile franco-române, dar pe termen scurt aș putea spune pentru Ceaușescu, e mult mai simplu, 21 august el trăiește apogeul politicii sale externe și mă întreb dacă nu cumva chiar este un succes al lui De Gaulle, pentru că în aceste momente de tensiune, am fost mai multe de-a lungul războiului rece, dar într-un astfel de moment când sateliții, să zicem, se uneau, se strângeau în jurul superputerii, iată, România depășește astfel, are o poziție contrară și practic iese din logica de bloc. Iar Petru de Gaulle aici e mai puțin cunoscut în România. Generalul trăiește 3 săptămâni foarte grele, aș spune, de foc pentru el. Este foarte dezamăgit, foarte mâhnit de ce se întâmplă la Paris. Contrastează atât de puternic cu primirea care i-a fost făcută în România, cu atitudinea studenților din România la Universitatea din București față de cea a studenților din Franța, și la un moment dat chiar spune trebuie să ne uităm la România, care a introdus examenul de admitere la universitate, pentru că în Franța nu mai acele grande ecole care au fost înființate de Napoleon și de generalul de Gaulle, ENA, a studiat domnul ambasador. Numai acolo era cu admitere, în rest, după ce se ia bacul, se putea înscrie la facultate. De asemenea, doamna de Gaulle, deci doamna Yvonne, dorește ca el să se retragă, pentru că nu a fost insultată pe stradă, ceea ce astăzi e ceva nu e ceva anormal, atunci era ceva de neconceput, mai ales fiind soția generalului de Gaulle. Și el însuși spune că consideră să demisioneze. Acum cât a cântărit primirea extraordinară și entuziasmul din România și aprecierea practic pentru tot ce a făcut el față de practic cum ce considera el că este o nerecunoștință și o uitare a francezilor, mai ales pentru momentul 1940, nu știu, dar sigur, aceasta i-a accentuat starea de mâhnire, de pentru care pe 29 mai se produce unul din cele mai inedite și în același timp nelucidate momente din istoria celei de-a cincea republici, când De Gaulle pleacă cu 3 elicoptere, el și familia, la Baden-Baden, unde se întâlnește cu generalul Massu, fidel companion al său din timpul rezistenței, dar în același timp care nu era un yes man, pentru că simte că la Paris el a fost oarecum indus în eroare despre, cu privire la gravitatea mișcărilor și la potențialul lor. Și dacă stăm să ne gândim, putem face o comparație și cu ce s-a întâmplat cu vestele galbene, când
mesajul de pe Facebook pus de acea profesoară sau ce era, nu a fost tratat serios de consilierii de la Elisei și a spus că va trece rapid. Tot așa i s-a spus și generalului că grupului Combendi de la Universitatea Nanterre nu prezintă un pericol foarte important. Deci merge și să audă opinia unui cuiva care îi poate spune adevărul, iar Massieu este acest om și pentru că deja se contraziseseră cu privire la politica algeriană a generalului și generalul a mutat de acolo, dar asta nu a însemnat că încetează să-l aprecieze și Massieu îi spune că trebuie să revină, nu se poate să mai rămână în Germania, trebuie să se întoarcă, aceștia nu sunt majoritari în Franța și trebuie să preia controlul asupra situației. Recent a apărut o carte a unui jurnalist, Henri-Christian Giraud, care are o altă teză, nesustenută momentan de documente, că practic De Gaulle a întrebat la Moscova în ce măsură Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și conducerea Kremlinului mai susține preluarea puterii de către Partidul Comunist francez și răspunsul venind de la Moscova ar fi fost: noi considerăm și regimul golist cu bunăvoință, mesaj care se spune că ar fi fost transmis prin mareșalul Coșvoi, care era șeful trupelor de ocupație din RDG, către Massieu. Personal, nu știu, dar nu sunt suficiente elemente pentru a veni în sprijinul acestei teze. Aș încheia spunând că pe 6 iunie, într-un interviu televizat, generalul De Gaulle spune: până la urmă, tot ce va rămâne din această lună mai este vizita mea în România. Parțial are dreptate, pentru că mai 68 a avut un impact important asupra societății franceze, chiar înainte să vină guvernul socialist-comunist, deci 81, prin măsura de a legaliza avortul luată de Simone Veil chiar în timpul guvernului Chirac, dar vizita în România rămâne istorică și ca dovadă, iată, la 55 de ani după, cea mai bună dovadă este că noi ne-am reunit aici să o menționăm și să o amintim. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii, pentru aceste informații extrem de interesante, relevante pentru discuția noastră, amănunte pe care mulți nu le cunoșteam. Momentul 68 a fost important pentru România, a fost important și pentru Franța. Mi-am adus aminte că Sanda Stolojan a scris o carte despre vizita lui De Gaulle la București. Este o carte, ea a tradus și din franceză, română, română, franceză, la vizita lui De Gaulle, dar și la vizitele ulterioare, Mitterrand, practic la toate vizitele de nivel, practic a fost traducătoarea din partea Franței. Și a scris o carte Avec De Gaulle în România. Da. Deci este un volum, îl am pe undeva cu dedicație la mine în bibliotecă, dar n-am mai reușit să-l găsesc, voiam să-l menționez și eventual să citez poate un fragment de acolo. Rămâne însă informația pe care o adaug la dezbaterea noastră, pentru că această carte a fost publicată în Franța și practic ea încerca să prezinte pentru francezi ecouri de la vizita lui De Gaulle în România, ceea ce, într-un fel, era un gest elegant, un gest foarte frumos și important pe linia lucrurilor pe care le-am discutat aici. Bun, mulțumesc încă o dată domnului Buriga, a stat cu noi și a reparat instalațiile din Franța și m-am bucurat să-l ascultăm. Și sper că vom avea și alte ocazii, eventual aici, la Fundație sau de la Paris, să-l ascultăm cu alte și cu alte rezultate, cu alte ale cercetărilor sale.
Acum le întreb pe domnul Apostoliu, pe care l-am văzut agitat lângă mine, dacă vrea să comenteze ceva din ce a spus domnul Buliga și să confrunte cumva cu unele dintre informațiile pe care le avea. Luați microfonul meu, că acesta sigur merge, pentru că este multidirecțional. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Nu, n-am nimic deosebit să pun între informațiile care le am eu și informațiile care le are domnul Buliga. Eu m-am documentat în Arhiva Românească, în șef. Sunt două arhive, da, iar dumnealui acolo. Aș vrea însă să cred că în Arhiva franceză nu poate să lipsească un document care se referă la ultima discuție dintre De Gaulle și Ceaușescu, la care a asistat, din câte știu eu, doar Sanda Storojan, și care trebuie să fi fost, să fi conținut ceva special, care ulterior s-a văzut în siguranța pe care Ceaușescu și-a luat-o în a se manifesta politic pe plan intern și probabil și pe plan extern. Dar eu nu am găsit acest document. Să fie atât de secret, probabil, probabil. Dar importanța acelei discuții, eu o cred că există în evoluția politică și, mă rog, de carieră politică a lui Ceaușescu. A doua chestiune care m-ar fi interesat, de ce lipsesc documente sau stenograme în arhivele franceze în legătură cu discuțiile privind Germania, de exemplu? De Gaulle a avut la București o poziție, nu mă feresc să nu spun, antigermană. Antigermană. Cred că mai puternică decât anti-americană. Eu cred că acolo există, iar evoluțiile ulterioare în relațiile dintre Paris și Berlin dovedește că prudența și atenția Parisului față de eventuala creștere a puterii militare a Germaniei este în continuare la nivel înalt. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Îl rog și pe domnul ambasador Sabin Pop să comenteze unele dintre informațiile domnului pe care ni le-a transmis domnul Buliga. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. În legătură cu întâlnirea, un tet-a-tet, se poate spune, între Ceaușescu și general, în prezența lui doamnei Storojan, se știe, sau mă rog, s-a aflat că problema secretă a fost solicitarea lui Ceaușescu de a se construi o fabrică de avioane militare în România, ceea ce a respins, bineînțeles. I-a spus, orice, bineînțeles, vă ajutăm sau vă sprijinim în construcții civile. Deci așa a apărut chestiunea sau ideea mai târziu pe care a lansat-o Chaban Delmas privind construirea unei uzine de helicoptere. O altă chestiune a menționat domnul Buliga, pe care îl cunosc de la Paris și de la Strasburg, a pronunțat numele doamnei Simone Veil, care este o legendă în Franța. Este cea care a făcut să se acționa ca să se adopte în Parlamentul francez legea privind IVG-ul, interruption volontaire de grossesse, ce se numește. Ea ne-a ajutat într-un moment foarte dificil. Vreau să vă spun că de câte ori au fost momente dificile în relațiile noastre, în plan european, am găsit un ajutor în Franța. Asta este unul dintre ajutoare. Vă rog să vă amintiți, la începutul anilor 90, s-a discutat în Parlamentul European ratificarea acelor acorduri sectoriale. Parlamentare sau europarlamentare bavarezi s-au opus și i-au atras ca aliați pe cei din RPR, cei din Franța. Am aflat de această chestiune care mi-a semnalat-o fostul nostru ambasador la Bruxelles, domnul Pârvuțoiu, așa îl cheamă. M-am deplasat la Strasburg și nu era prea simplu în acel moment, pentru că aveam o Dacie ruginită și făceai vreo 7 ore în 500 de kilometri pe autostradă.
Plus se punea problema să dormi undeva și la nivelul diurnei și celor era, într-adevăr era o problemă. Am găsit o soluție, mergeam cu un coleg și dormeam amândoi în aceeași cameră, ca să știți exact, și mâncam în oraș la Strasburg. Unde? În parc, pe o bancă. Parcul Orangerie. Bun, în sfârșit. M-a ajutat un europarlamentar olandez pe care l-am întâlnit în Olanda și pe care am avut o relație mai apropiată cu el. S-a întâlnit cu Simone Veil. Mi-a fixat întâlnire a doua zi dimineața la ora 7. Am intrat, era foarte rece, era și de dimineață, era frig în Parlamentul Europei la momentul respectiv. M-a ascultat, întrebarea clasică, unde ai învățat limba franceză? Asta era, toate întâlnirile începeau cu chestiunea asta. Și ce se mai întâmplă în România? Și i-am spus, ce face doamna Doina Cornea, o cunoști? Și am răspuns, da, o cunosc foarte bine, am avut o profesoară în primii 2 ani la facultatea de franceză. Și cum era? Și am răspuns în engleză, so and so, ca profesoară, nu ca dizident, care a fost mai târziu. Vreau să vă spun că Simone Veil a intervenit și parlamentarii francezi, RPR, cel puțin ei, s-au obținut. O chestiune oarecum similară s-a întâmplat peste ani, în 2006, când s-a discutat, s-a adoptat hotărârea privind aderarea Bulgariei și României la Uniunea Europeană. Aveam de la Ministerul Afacerilor Externe francez, precum și de la Comisia de Politică Externă, de la Chambre de Deputați, de la Camera Deputaților, convingerea că, sau mi s-a comunicat, că nu vor fi probleme și că va trece. Mă sună Lazar Gomănescu, care era ambasadorul nostru la Bruxelles și care se deplasase pentru acest eveniment la Strasburg. Și spune, mă, ți-am citit telegrama, însă să știi că nu se confirmă. Există un pericol enorm ca să nu treacă. Din ce cauză? Din cauza celorlași deputați bavarezi sau eurodeputați bavarezi și, bineînțeles, franțuzii de dreapta ai tăi, RPR-ul să trăiască. M-am dus la... Ce era să fac? Timpul era foarte scurt și am recurs la sprijinul doamnei Nicole Fontaine, pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte bine, domnule președinte, și care a fost președinta Parlamentului European cu ani în urmă, care mi-a spus, dragă, fă-mi o vizită. Mi-a explicat unde să ajung, dar vezi că eu mă ocup de grădină în acest moment. În sfârșit, am ajuns la Neuilly, într-o parte a Parisului, am găsit foarte greu străduța respectivă și m-a întâmpinat dânsa cu îmbrăcată într-o salopetă și cu mănuși. Te servesc o cafea? Va fi cam greu cu mănușile să mă servesc o cafea. Nu, că e pregătită. Îmi spune despre ce este vorba și de față cu mine l-a sunat pe directorul de cabinet al lui Nicolas Sarkozy, care era ministrul de interne și președintele în exercițiu al RPR. Mi-a făcut legătura cu, l-am sunat pe persoana respectivă și mi-a spus, vină mâine la minister. Mă duc la minister, nu pot să trec, e plin de poliție acolo. Ce nu pe avea culoar liber? Da. Da. Și i-am spus despre ce este vorba și mi-a zis, iau un dute, îți dau un pix și o hârtie, scrie. Monsieur le Président, era o scrisoare care s-o adreseze lui Sarkozy, care era totuși, cum să spun, candidat la președinție, toată lumea știa chestia asta, avea relații mai încordate cu Chirac, în sfârșit avea probleme în familie, nu era chiar așa de simplă toată. Și îi spun despre ce este vorba, îi scriu această scrisoare, după 2 zile primesc un răspuns prin curier de la Ministerul de Interne, că s-au speriat ea de la ambasadă, îmi spune, dorim ca Franța dorește ca România și Bulgaria să fie admise în Uniunea Europeană. Voi da instrucțiuni parlamentarilor noștri să voteze pentru, iar cei care au probleme de conștiință să se abțină. Așa s-a și întâmplat. Și textul legii sau hotărârii a fost adoptat. Sarkozy, de origine maghiară, toate mai zice despre unguri. Lucrurile sunt altfel în realitate. Vă mulțumesc!
Bun. Poate ar trebui adăugat faptul că Sarkozy fusese în vizită la București ca ministru de interne. Da? Și tocmai. El, ca ministru de interne, avea o problemă atunci. În Franța era o mare problemă cu copiii cercetori la Paris, romi. Și eu i-am transmis lui Sarkozy că mi se pare o chestiune exagerată, pentru că problemele lor în realitate sunt cu cele 2-3 milioane de maghrebieni și nu cu cei 2000 de copii. Bun, l-am invitat să vină la București, a venit la București, am avut o discuție foarte bună, el povestește episodul ăsta într-o carte a lui, Témoignage se numește, da? Și care, în care relatează vizita la București din 2003, cred că a fost, da, și spune că a lăsat deoparte textul pe care îl avea pregătit de la Ministerul de Externe francez, că a redactat împreună cu mine, am redactat împreună un comunicat, un text, o înțelegere, am hotărât să meargă ofițeri de legătură de poliție din România în Franța, care să urmărească chestiunile respective, să-i aducă acasă pe cei pe care trebuiau să-i aducă acasă, în sfârșit. Dar problema s-a închis atunci. Cred că, într-un fel, a contat și vizita pe care o făcuse în România și în momentul în care a trebuit să dea instrucțiunile respective. Bun, dar ne îndepărtăm cumva de vizita din 68. Este important, însă, relația cu Franța este extrem de importantă, a fost importantă în siajul acestei vizite, în siajul contactelor care au avut loc de-a lungul anilor și, fără îndoială, Franța a avut un rol absolut extraordinar în momente importante, în decizii importante de politică pentru noi. Ne aducem aminte, fără îndoială, de Pierre Moscovici, cu legăturile lui, cu tatăl lui, Serge Moscovici, cu, în sfârșit, felul în care fiul a trecut peste problemele pe care, într-un fel, i le relatase tatăl lui, care a plecat, care în perioada interbelică a fost sub o mare presiune din partea forțelor de dreapta, ca să spun așa, din România, a plecat în timpul războiului sau imediat după război în Franța și care a scris o carte destul de dură la adresa de-a vieții lui în România și a românilor. Și de aceea și a devenit o mare personalitate în zona de epistemologie, de filozofie a științei. Și Pierre Moscovici a fost destul de rezervat în legătură cu România. A fost raportor. Exact. El a fost raportorul pentru România, din partea... Și, în sfârșit, lucrurile până la urmă s-au rezolvat. Dar, vedeți, există o conexiune în timp, între diferite momente, diferite personalități. Și de aceea noi am adăugat la tema de astăzi și sintagma implicațiile actuale. E vorba de felul în care, până la urmă, o anumită linie, o anumită abordare politică, o anumită abordare de politică externă, o anumită abordare față de marile puteri și din partea politicii externe românești, la momentul acela, poate, în momente succesive, toate aceste lucruri, fără îndoială, că au avut și au rolul lor. Bun, dacă sunt întrebări sau comentarii, da, vă rog, da, domnul Șerban Cionov, avem o rugăminte, cei care doresc să comenteze trebuie să vină la microfonul care este instalat special... Vă rog. Mulțumesc. În primul rând,
încep cu o confesiune. Am avut șansa, ca student fiind, să în 68 să fiu la Grozăvești când a venit generalul de Gaulle. Și vă dați seama entuziasmul nostru și curiozitatea. Deci l-am văzut, și mă explic într-un fel și sentimentele cu care de Gaulle a plecat despre studenții români, părerea. Cât privește receptarea vizitei, am la mine acest dicționar al gaullismului, care a fost redactat și în care trebuie să vă spun că este consacrată aproape o pagină lui Nicolae Ceaușescu și sunt multe referiri și la România. S-a spus aici, domnul profesor Năstase a amintit cartea Sandei Stolojan, care are în anexe și un document foarte interesant, este stenograma primei discuții Ceaușescu, chiar din 14, prima zi a vizitei în România, și în care, într-adevăr, de Gaulle atrage atenția asupra determinărilor Uniunii Sovietice de a deveni un factor de presiune și un factor de dominare. E foarte interesant că această vizită este, din această vizită, în dicționar, se reține mai ales faptul că Maurer, că de Gaulle simpatiza foarte mult pe Maurer și pe care despre care Maurer, de exemplu, în memoria lui Raymond Aron îl numește președintele Maurer. E însă foarte interesant și aici spun că sfetnicii lui de Gaulle i-au recomandat să fie foarte atenți, să fie foarte receptiv la Maurer. Într-adevăr, și ei mai fac mențiunea că lui Ceaușescu i-a folosit foarte mult, a fost un stimulent pentru prestigiul lui internațional și că, într-adevăr, apoteoza a fost, spun și ei, acel august 1968. Deci asta am vrut să spun în legătură cu modul în care este ținut. În alte lucrări, de exemplu, este o biografie, ca să zic așa, a prieteniei legendare Marot de Gaulle, și în care se spune că Marot, că de Gaulle a fost în România, dar numai atât, nu se menționează absolut nimic despre discuții și despre importanța acestei vizite. Vă mulțumesc că am vrut numai să semnalez această carte și care e foarte interesantă. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, da? Domnul general. Domnule președinte, domnule și domnilor, domnule ambasadori, nu vă ascund că cu anumite emoții sunt în această reuniune, că totdeauna sunt minunate, știind că voi veni astăzi. Eu după amiază l-am sunat pe Jacques Godfrin, vechiul meu companion de partid, fost ministru al președintelui Chirac și, cum spunea domnul Buliga, cu 5 ani în urmă, el e președintele fundației Charles de Gaulle, acum e președintele de onoare, una mai mult ca mine, 79 de ani, și i-a spus că voi veni asta dimineață. Mi-a vorbit de 5 ani în urmă, la ambasada României s-a făcut aceeași frumoasă reuniune pentru 50 de ani de la vizita generalului de Gaulle în România. Cât că am, pe singurul român, am avut șansa enormă și bucuria de a fi singurul membru al Partidului Gaullist, 74 am intrat, Partidul Gaullist, în 70 am plecat. Domnul ambasador a profitat de vizita de Gaulle cu această bursă și am profitat de vizita lui Ceaușescu în mai 70, era președinte Pompidou și am putut să obțin pașaportul, soția mea fiind diplomată franceză, mi s-a acordat pe o lună jumătate pașaport. Deci amândoi am profitat de această încălzire a relațiilor Ceaușescu cu Franța. Pot să vă spun că 74-2006, 32 de ani de zile cât am fost partidul gaullist, UDR, RPR, UMP, am terminat UMP, nu m-am mai dus la Partidul Republican, că am considerat un fel de trădare a spiritului gaullist. Am avut și 10 ani Comitetul Central 85-95, s-a numit după aceea Consiliul Național, știe domnul ambasador, m-a avut marea onoare să-l avem ambasador și la Paris și la Strasburg pe domnul Sabin Pop. Avem momente formidabile când domnia sa era la ambasadorul nostru la Paris. Pot să vă spun că am avut această șansă de a întâlni oameni extraordinari ca admiral
Philippe de Gaulle, când eram 10 ani în Comitetul Central, Pasqua, cu de Mirville, Perfit, tous les grands, toți mari baroni. Și aici am o mică divergență cu domnul George Apostoliu, care e mare ambasador și un om extraordinar. De Gaulle a fost anticomunist, clar. De Gaulle, ca și ce a urmat, Chirac, bineînțeles că e un fel de idol al meu, toți eram anticomuniști, eram acolo. Dar nu era antirus. De Gaulle n-a fost antirus. Îi spunea întotdeauna, oui, nous voulons l'Europe de la mer de la Manche à l'Ural. Vreau Europa. Deci întotdeauna a zis, Europa are nevoie de Rusia. Și am simțit spiritul partidului gaullist, care a fost de 32 de ani, din care 10 ani în Comitetul Central, eram toți aproape anti-americani și anti-englezi. Că spunea De Gaulle, le perfid Albion. De Gaulle n-a iubit niciodată Anglia. N-a iubit niciodată Anglia, le perfid Albion. N-a iubit America. Și simțea, nu comuniștea, contra Moscovei, ca Uniunea Sovietică, dar îl iubea Rusia, în sensul știa, nu se poate fără Rusia. Deci aveam această, un fel de rusofilie mai moderată, ne simțeam între America, Rusia și Anglia, preferau Rusia, poporul, nu istorie. Pot să vă spun că totuși a fost ceva extraordinar aceste momente, ca și domnul ambasador, dânsul erați după facultate, eu erau, terminam facultatea și luna următoare am plecat la școala de ofițeri. August m-a găsit la școala de ofițeri cu intervenția în Cehoslovacia. Pot să vă spun că l-am văzut și eu în mașină deschisă, am zis că viv de gol, dar mi-a fost totuși frică, am fugit după aceea și primul lucru că l-am ajuns în Franța, în octombrie 70, să mă duc să-l văd pe De Gaulle, Colbele de Zeglis, din păcate, două săptămâni mai târziu a murit și parcă văd titlul Le chêne de France est abattu, stejarul Franței a căzut. Până și comuniștii care erau contra lui De Gaulle au fost și ei. Deci a ajuns ceva extraordinar, cam 70% din poporul francez, comuniști compliți, erau goliști. Un moment extraordinar, parcă văd când ieșea la Colbele de Zeglis acest Dric a fait de tur cu sicriul general De Gaulle. Deci, eu am fost de mai multe ori după aceea Colbele de Zeglis, cu partidul și personal, rămâne o persoană extraordinară, extraordinară. Toate conferințele de presă erau un regal, cum spunea. Oui, français, français, nous sommes ici. Și la un moment dat, în această perioadă, care luna mai se întoarce la Paris, cu o zi mai devreme, găsește, mă scuzați cuvântul, bordel. Ce? Tous les étudiants făceau nebunală. Cine trăgea sforile? Un personaj foarte interesant. Unul cei mai inteligenți, dar cei mai florentini și malefici președinți, François Mitterrand. François Mitterrand îi zice, je suis prêt à prendre. Quoi? Le pouvoir? Vine și Pierre vine și Mendes France, care e o mare personalitate, a răsit și el, și în 24 mai, De Gaulle face un discurs și propune ce propune, nimeni n-a vrut să-l asculte, reforma Senatului și a organizațiilor locale. Nimeni nu ascultă, dezamăgit, cum spune domnul Buliga, pleacă unde la Baden-Baden, 24 de ore, și acolo Messmer zice, le general, on est avec vous. Deci îi dă această impuls, se reîntoarce, face un discurs extraordinar și imediat pe 30 iunie un milion de oameni vor defila pe Champs-Élysées. De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle, trec câteva zile, dizolvă adunarea națională și vor veni, peste jumătate vor fi goliști. Partidul că făceam și o parte, UDR. UDR, din 489, 240 erau goliști. Va schimba câteva luni mai târziu pe Pompidou și va numi ca premier pe Cuvre de Mirville. Un om extraordinar, după ce a știut ce s-a întâmplat octombrie, de timp va fi ales Pompidou și vom avea această epocă foarte interesantă a președintelui Pompidou, un om de mare valoare, un om extraordinar, a murit acum de un cancer foarte grav și a venit Giscard d'Estaing, pe care eu imediat, ca și toți goliști, l-am combătut până în 81, când a venit Mitterrand. Și Mitterrand ne-am luptat până în 1995, când, grație lui Mitterrand, De Gaulle Chirac a fost ales. Pentru că Mitterrand, la fin de son mandat, a fost
complet contra lui Jospin și l-a susținut pe Chirac. Deci a fost ceva extraordinar și termin momentul, eram invitat fiecare an, nu se face la noi, bine, Cotroceni nu face așa ceva, în fiecare an, în ianuarie, sunt la perioadă de vâ. Se prezintă guvernul, parlamentul și eram ultima, eram noi invitați, preza și personalități. Și vine, apare grav, Chirac, mesdames, messieurs, le président Mitterrand est mort. S-a întrebat imediat reuniunea. Bon. Deci a fost o extraordinară emoție, rămâne mare președinte de stânga, dar pot să vă spun că încă o dată, pentru că De Gaulle este un simbol inimaginabil, iubea și România, iubea Europa Orientală și știa că nu se poate face această țară. Din păcate, ce era atunci, nu există acum. Eu plec în luna iunie, că avem o reunie cu nume de obediențe, adică Jacques Gottfried va fi și el prezent, e un frate, și ne uităm puțin cu tristețe cum se duce de râpă Franța. De Gaulle spunea la Chalie, la Chalie, Chalie, cum s-ar putea traduce? Chalie este un fel de gunoi. Din păcate, Franța acum e deja invadată, încă 10-15 ani nu va mai exista. Când am fost eu, și termin, domnule prim-ministru și președinte, erau 2 milioane de musulmani. Sunt acum 16 milioane. Deci, vă dați seama, asta este situația. Noi copii nu mai facem, natalitatea este în jos și imigrația este clară. Încă o dată, e un moment de emoție, De Gaulle rămâne pentru un mare, mare om și a arătat un cal. Nici americanii, nici englezii nu au dat această satisfacție. Vă mulțumesc foarte mult! Da. Mulțumesc foarte mult! Da, vă rog, dar aș vrea, după aceea, am impresia că domnul Apostoiu vrea să comenteze. Sigur că da. Imediat, numai după această intervenție, da? Vă rog să mă scuzați dacă sunt și puțin emoțional. N-am experiență la discursuri de genul acesta de la această oră aici. Acum 4 ani de zile, stimate domnule președinte, ați lansat aici această carte scrisă de domnul scriitor Banu. O carte deosebită, am participat și la lansarea ei atunci și am fost impresionat, emoționat, pentru că s-a vorbit de două fabrici care erau în centrala industrială de electronică și tehnică de calcul, unde am lucrat și eu în anii 70, 80 și 90. Deci, în afară de aspectele deosebite de natură politică pe care s-au prezentat astăzi, au fost consecințe deosebite ale relațiilor cu Franța în domeniul economic, pentru industria de semiconductoare și tehnică de calcul. S-a făcut fabrica IPRS de la Băneasa pentru diode și tranzistoare și Felix pentru tehnică de calcul. S-a trecut de la calculatorul pe lămpi la un calculator pe semiconductoare și tranzistoare de dimensiune la tabloul din spate. Dar peste câțiva ani de zile, ca urmare a, cum să spun eu, necesităților și a experienței unor specialiști, s-a ajuns de la un calculator de dimensiunile tabloului noastră la o treime din panoul acela. Baza a fost în chipuri. Acum se spune chipuri. De fapt, denumirea corectă este circuite integrate, EMOS, LSI, microprocesoare și CMOS. Referitor la această carte, ultimele două pagini din materialul de prezentare de astăzi are câteva, cum să spun eu, paragrafii din această carte care eu le-am subliniat acum 4 ani de zile, da? 4 ani de zile. Și pe prima pagină este și titlul acestei cărți. Aș vrea să-i, nu că să propun sau să, domnului scriitor, să-i comunice autorului sau persoanei care este aici evidențiată să-i se spună patriot în războiul rece. Patriot în războiul rece. Bun, mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc foarte mult. Da. Bun, dezbaterea despre cartea domnului Banu am făcut-o cu un alt prilej, așa că nu insistăm acum asupra ei. Îl rog pe domnul Apostoiu să comenteze dacă generalul De Gaulle a fost antirus sau nu. Pentru că mi-am dat
Da. Domnule general, aș vrea să vă spun dinainte că îmi mențin opinia în legătură cu atitudinea lui de Gaulle față de puterea sovietică, atenție. Deci altceva. Și vreau să vă citesc din stenogramă, o parte, așa, din stenogramă următoarele idei ale lui de Gaulle. Da? Deși Franța este în raporturi bune cu Uniunea Sovietică, ea știe că Rusia reprezintă o putere enormă care dispune de mijloace materiale uriașe pe care le dezvoltă continuu. Franța o consideră pentru moment ca fiind putere pașnică, dar nu știe dacă va rămâne astfel întotdeauna. Și de aceea urmărește cu atenție ca puterea URSS să nu se extindă. Eu nu vorbesc aici de o atitudine pro-sovietică, anti-sovietică, ci de prudența pe care de Gaulle a manifestat-o întotdeauna față de pericolul pe care puterea militară, nu comunismul, puterea militară a Uniunii Sovietice o reprezenta pentru echilibrul Europei și securitatea Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da, vă rog, un minut, dacă se poate. Cum stăm cu timpul? Deja. Domnule președinte, vă rog, vreau să elucidăm episodul acesta, geneza episodului de la Craiova, întâlnirii între de Gaulle și Polihron Dumitrescu. Cu 100 de ani în urmă, exact cu 100 de ani, 101 ani în urmă, în 1922, pe porțile școlii superioare de război din Franța, intrau doi capitani din armata română. Unul era capitanul Polihron Dumitrescu și celălalt de infanterie și capitanul de artilerie Dumitru Petrescu. Doi au fost. În această promoție, este promoția 44 a școlii superioare de război din Franța, care întrunea 133 de cursanți. 103 erau francezi și ceilalți erau din alte țări. Poate ar fi interesant să vă spun din ce țări proveneau ceilalți. Poate are importanță. Din România, v-am spus că erau acești doi ofițeri, în timp ce mai erau 8 din Polonia, 4 din Ceoslovacia, 4 din Statele Unite, 3 din Iugoslavia, așa, 2 spanioli, 2 finlandezi, 2 tailandezi, un danez, un elvețian, un belgian, un japonez, un leton și un portughez. Aceasta era promoția din care făcea parte atunci comandant de bataion, că așa era gradul de major, pe numele său complet, inclus în catalogul școlii, era Charles-André Joseph Pierre-Marie de Gaulle. Acesta era viitorul general de Gaulle și care nu l-a uitat pe Polihron Dumitrescu, deși între ei era o diferență de vârstă de 3 ani, în sensul că Polihron Dumitrescu era chiar mai tânăr, ceea ce mă face să cred că într-adevăr a avut o funcție oarecare în școala militară și pentru motiv pentru care l-a reținut de Gaulle și a ținut în protocol, probabil că în protocol de Gaulle o fi impus această întâlnire, știu eu acolo, care s-a petrecut la Craiova. Deci nu era vorba de, era vorba de l'École Supérieure de Guerre din Franța. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Da. Domnul consul. Este de fiecare dată o plăcere când la fundație se dezbat probleme foarte importante, a căror ecou vin până în zilele noastre. De altfel, orice evocare, dacă vrea să aibă un rost, trebuie să vină până la zi. Aș dori să începem cu altceva. Ieri, 9 mai, două mari sărbători. Ziua Independenței României și Ziua Europei. Nu știu cum s-a marcat, dar oricum
s-a văzut că practic s-a neglijat. 9 mai, ziua independentei României, iar în Parlament a ieșit ce a ieșit. Ați văzut când a fost vorba de ziua Europei. Eu, ieri, având în vedere că doamna Căveși a ținut o prelegere la universitate... Am o rugăminte, domnul consul, dacă se poate, la chestiune. Da. La chestiune. E foarte important. Știu că e important, dar discutăm după aceea. Da? Deci dacă are legătură... Dacă doriți să vorbesc cu ceea ce vorbiți dumneavoastră, atunci spuneți-mi, domnule, am vorbit eu în locul tău și cu asta basta. Nu, deci, vreau, studenți vrea, de la totuși, drept, ca să vă spun asta, e important. Oameni, habar n-aveau nici de ziua de nouă. Sunt foarte mulți oameni care sunt aici și nu putem obliga să asculte comentarii în afara temei. Deci rugămintea mea este, ca de obicei, pentru că luați cuvântul la fiecare dezbatere, pe diverse teme, să ne spuneți dacă aveți o întrebare sau un comentariu pe această chestiune. Comentariul este următorul. Faptul că astăzi încă noi uităm memoria istoriei. Studenții de la drept cu care am vorbit acolo, habar n-aveau ce-i ziua Europei, că e ziua Europei măcar. Am terminat. Mulțumesc foarte mult. Cu asta. Nu, cu partea asta. Evocăm, când vorbim despre un astfel de moment, trebuie să ne întrebăm de ce vorbim. Repet, de ce vorbim? Azi la ce ne servește? Personalitatea lui de Gaulle este una care a marcat istoria Europei în mod covârșitor. El, prin discursul lui de la 18 iunie 1940 la Londra, a readus Franța între mari aliați și a avut de luptat atât cu englezii cât cu americanii ca să se impună. El a spus: Europa, de la Atlantic la Ural, a fost un naționalist în pur sânge, ținea la națiune. Și nu cred că astăzi evoluțiile, dacă ar fi trăit o astfel de personalitate, o astfel de evoluție în Europa ar fi avut loc. Adică, independența națiunilor și suverenitatea lor să fie încălcată în mod nepermis de această structură numită Uniunea Europeană. Repet, de acest cuvânt de 1000 de ori poate, pentru că există și alte formule de a organiza cooperarea și pacea în Europa. Faptul că nu s-au închegat structuri de securitate cooperativă. Bun. Avem astăzi și avem. Exact, avem din păcate, războiul da. Din... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnul consul. Domnule președinte, însă morții sunt în Ucraina și ăștia nu trebuia să moară nimeni. Da, da. Asta e. Bun. Dacă existau așa personalități cum a fost de Gaulle, care să țină la națiune și să nu permită unor suprastructuri naționale, supranaționale, așa să zbată joc de națiuni, nu s-a ajunge aici. Asta este lecția. Da, a fost o contribuție fundamentală. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, comentarii, da, domnul ambasador Preda. Astăzi este 10 mai, ziua regelui. Vă rog să nu uitați să menționați. Dacă doriți, pot să fac comentarii astea. Eu vreau să spun că această vizită istorică, s-a subliniat și astăzi, a avut un impact asupra întregii societăți românești. Eram de câțiva ani, am trăit cu mulți dintre dumneavoastră, sentimentul eliberării în 1962, când s-a eliminat obligativitatea limbii ruse, iar franceza a devenit limbă majoritară pentru un deceniu și jumătate. Partea culturală a însemnat o deschidere spre o anumită libertate. Iată impactul care l-a avut asupra societății în acei ani. Le-am trăit, spuneam, cu mulți, avem și studenți aici care n-au trăit acest lucru. Eu vreau să subliniez impactul asupra societății românești. Nu numai momentul propriu-zis. Era o eliberare. Am fost printre elevii de liceu care am fost aici la Arcul de Triumf și ceea ce relatau
colegii mei era adevărat. Era un sentiment de libertate. Și cred că sub semnul acesta am gândit și noi ca să marcăm această vizită istorică, sub sentimentul libertății de exprimare și de solidaritate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că aceasta poate fi o concluzie pentru dezbaterea noastră de astăzi și sper că ați aflat lucruri interesante, sper că veți avea curiozitatea să, mai ales cei tineri, să deschideți cărțile de istorie, cărțile de documente, în așa fel încât să aflați mai multe lucruri despre ceea ce uneori este descris în alb și negru. Istoria oricărei țări are foarte multe nuanțe de gri. Și pentru a vedea, pentru a descoperi, pentru a înțelege toate aceste lucruri, este nevoie de foarte multă lectură, de cunoștințe, de efort, dar toate se bazează, dar multe se bazează pe curiozitate, pe efortul personal de a căuta în trecut rădăcinile de identitate și perspectivele pentru acțiunile de viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Să nu uitați, poate că ați văzut pe site-ul nostru, mâine la ora 10 la Biblioteca Academiei, în sala Eliade Rădulescu, vom aniversa 20 de ani de la crearea Muzeului Hărților și Cărții Vechi. La Academie, la Biblioteca Academiei, nu, dar ea, cea de pe, cea din Bulevardul Dacia, din Grivița, ca să spun așa. Da, în amfiteatru acela mare. Da? Și la ora 10. Deci, dacă veți avea vreme și interes, să veniți, mai ales că va fi prezent și domnul ministru Lucian Romașcanu și domnul ambasador Gribincea, fostul ambasador al Republicii Moldova la București, care este un mare, un istoric deosebit și un mare cartograf. Tocmai am finalizat zilele trecute un volum care are un titlu incitant, Interesele și drepturile României la gurile Dunării. Și va cuprinde 120 de hărți ale Dunării românești, ca să spun așa, și ale gurilor Dunării, și vreo 60 de vedute. Va fi un volum pe care sigur îl veți aprecia. Dar și dânsul va fi mâine acolo și doamna Nițu, decanul Facultății de Istorie de la Universitate, Cristina Toma, noua directoare a Muzeului Hărților, așa încât, dacă aveți vreme, ne vedem mâine acolo. Dacă nu, la următoarele evenimente de aici, de la Fundație. Mulțumesc încă o dată foarte mult!